Iubiți credincioși, o să mai citim câteva pasaje din învățăturile Sfântului Nicolae Velimirovici, din cartea sa Prin dragostea ta și noi iubim, și anume din a 400 de capete, intitulată Despre biserică. Dar Sfântul Nicolae Velimirovici despre biserică, 81. Toate cele spuse până acum, poporul sârb și creștin, ortodoși de-a lungul veacurilor, le-a știut și le-a ținut cu bună știință. Așa zisa lui inteligenție este însă descumpănită și tulburată. L-a tulburat de-a lungul întregii jumătăți a secolului XIX și în primele decenii ale secolului XX. Niciodată așa de nerușinat, nebunești și fără de minte ca după primul război mondial în statul iugoslav. Multe lucruri care Sfântul Nicolae le constată la poporul sârb sunt valabile și la noi, la poporul român. Au fost două popoare vecine și prietene și am avut cam aceeași istorie. Unele mici, poate diferențe, dar multe, multe lucruri comune. În acest stat, conștiința religioasă a oamenilor de stat sârbi a fost cu tot întunecată. Când am primit de la Dumnezeu cel mai mare stat din istoria noastră, am fost cel mai departe de Dumnezeu. Când în ochii noștri am fost cei mai mari, în ochii Sfinților Ceruri am fost cei mai mici din toată istoria noastră. Da, pentru că Iugoslavia pe care au făcut-o, apoi au moștenit-o comuniști, adică Uniunea Slavilor de Sud, a fost făcută după principiile creștine și ortodoxă, mai ales lăsate de Sfântul Sava. 82. De ce unii sârbi se leapădă de ortodoxie, de dreapta credință? Din două pricini. Mai întâi că nu știu ce e dreapta credință și a doua, pentru că ortodoxia li se pare prea grea, cu cerințele sale, adică cu postul, cu rugăciunea, cu rânduiala, cu milostenia, cu curăția vieții. Căci toate celelalte credințe din lume sunt mai ușoare decât ortodoxia. Calea ortodoxiei este cea mai grea, dar și cea mai slăvită. Cine cugetă la slavă, disprețuiește greutățile. Cine se gândește la greutăți, disprețuiește slava. 83. Omul de stat sârb trebuie să știe următoarele. Când iubitorii de plăceri și nelegiuiți sultani turci puteau ține Ramadanul, adică postul în timpul zilei, vreme de 30 de zile, cum creștinii ortodoxi nu știu și nu pot ține posturile rânduite care, chiar dacă sunt mai multe, nu sunt așa de fără de minte precum este Ramadanul musulman, adică post de dimineața până seara. Posturile ortodoxe sunt cumpătate, făcute spre o bună sporire duhovnicească și de păstrarea sănătății sufletului și a trupului sănătos, dar un trup sănătos pe a slujii lui Dumnezeu. Dar fără post nu este apropiere de Dumnezeu, nu este curăție, nu este îndreptare, nu este mântuire. Acestea păgânii simțeau cu conștiința lor fără descoperire, dar noi creștinii știm acestea prin descoperire. Ascultă și adu aminte, iar câte se poate agonisi prin post și celelalte folose materiale și medicale pe care le duce postul, fie ce om de stat poate socoti. 84. Încă mai trebuie omul de stat sârf să știe și aceasta. Când Biserica Ortodoxă, prin mădularele ei, cere cu hotărâre de la un popor teamă de Dumnezeu, ca copiii să-și cinstească părinții, să nu fie ucideri, să se ferească de prea curvia cea rușinoasă, să nu înșele, să nu mintă, să nu pună mărturia mincinoasă, nici măcar să nu poftească cele străine, dar apoi să le și răpească. Atunci omul de stat ajunge într-aripat precum un viteaz și toate celelalte îi vor fi ușoare. 85. Dragostei totului este ușor. Deci ați văzut că dacă
se cere frică de Dumnezeu, cinstirea părinților, să nu fie ucide, să se ferirea de prea curvie, să nu se înșele, să nu se mintă. Aceasta e partea înfrânării și apoi, într-un suflet și într-un trup curat, vine darul Duhului Sfânt, care este iubirea dumnezeiască și atunci totul e ușor. Așadar, 85. Dragostea totul este ușor. Datoria ei totul este greu. Hristos a propovăduit dragostea și nu datoria. Nici de când datoria nu poate înlocui dragostea, niciodată. Și nici când dragostea nu poate fi rodul datoriei. În stat totul se întemeiază pe datorie. În biserică totul se întemeiază pe dragoste. Dar biserica crește oameni în dragostea pentru Dumnezeu și pentru semeni. Atunci cetățenii vor fi plini de mare conștiință a datoriilor față de stat. Unde e adânc rădăcinată dragostea de Dumnezeu și dragostea frățească, acolo crește și dragostea de neam. 86. Când un popor este bine deprins cu credința în Hristos și începe a se conduce după legea lui Dumnezeu, atunci se împuținează judecătoriile și temnițele. Se împuținează tristețea și mâhnirea în popor. Se împuținează grijile omului de stat și visteriile statului. Așadar, este limpede pentru toți cei care cercetează acest subiect și pentru stat și pentru pace, pentru rânduială și bunăstare și pentru mulțumirea cetățenilor, nimic nu este mai folositor decât biserica. 87. Nimic din lume nu poate lua locul bisericii, căci biserica este visteria tuturor bunurilor neîndoielnice și veșnice, visteria adevărului și a înțelepciunii dumnezeiești, visteria cuvintelor și a poruncilor lui Dumnezeu. Singură biserica lui Hristos știe limpede obârșea omului și rostul vieții omenești. Nimeni altcineva din univers nu știe și nu poate ști aceasta. Căci aceasta nu se poate dobândi prin trudă, ci se primește în dar de la Dumnezeu. Iar când un popor știe obârșia sa de la Dumnezeu, când își cunoaște rostul vieții pe pământ și rostul veșnic în ceruri, și încă fără îndoieli, când își îndreaptă pașii pe calea Domnului și toată purtarea după poruncele Domnului său, atunci ușor este să fii om de stat într-un astfel de popor. 88. Fie ca omul de stat sârb să învețe după pilda altora, să ia minte la statele apusene care, din pricina neînțelegerii cu o biserică eretică și stricată, au lepădat cu totul biserica și au încercat să înlocuiască o biserică, biserica una cu alta. Au vrut să înlocuiască credința cu știința, tainele creștine cu filosofia, pe Hristos cu înțelepciunea lumii, legea lui Dumnezeu cu legea Parlamentului, morala Evangheliei cu morala scrisă la repezeală, cu cerneală, în vreme ce Hristos cu însu sângele său a scris morala și chipul purtării urmașilor săi. Biserica cu asociațiile secrete mistificatoare și cu asociațiile publice umanitare. Toate acestea au fost fără ca cerul să ia parte. Toate acestea au fost fără binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea au fost nimicite și s-au prefăcut în cenușă tocmai în zilele noastre. Și statele apusene, fără o biserică sănătoasă, stau astăzi deasupra dărâmăturilor tuturor acestor instituții și a tuturor teoriilor cu care au vrut să înlocuiască biserica. 89. Faptul că statul va ajuta material clerul și așezămintele bisericești nu este cel mai mare ajutor pentru biserică. Mai mult, mult mai mare ajutor este înțelegerea și bunăvoința. Am trăit o perioadă întunecată a relațiilor dintre stat și biserică, în care statul dădea un însemnat ajutor bisericii, dar nici oamenilor de stat, nici copiilor nu le păsa de biserică, nu se rugau lui Dumnezeu, nu prăzneau praznicile, nu țineau posturile, nici nu se împărtășeau. Și toate acestea erau ascunse de popor. Și toate acestea înrăureau mintitor poporul. Oamenii din popor se întrebau ironic, de ce oamenii de stat fără credință ajută credința?
90, răspunsul. Deoarece nu gândesc nici cu mintea lor, nici cu mintea norodului, ci ceea ce văd la popoarele eretice apusene, aceea fac și la poporul lor. Îndeajuns și prea mult este poporului sârb ca acești oameni de stat mai muță. În vreme ca acest popor chinuit pentru credința în Hristos, ca niciun alt popor european, să dobândească oameni de stat după gândirea sa, după duhul său, după credința sa, după purtarea sa de grijă, după idealurile lui de veacuri și sfintele lui tradiții. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.